Am revenit în studio ProTrans TV și continuăm discuția pe care am avut-o până acum cu domnul avocat Petre Costea. Aș vrea ca în această a doua parte să ne uităm la câteva detalii din tot ce a însemnat implicarea internațională. Și aici, în mod special, ce ați făcut în mod concret, pe unde ați călătorit, unde ați fost, cu cine v-ați întâlnit, dacă se poate să ne spuneți câteva din lucrurile neștiute de noi din România. În opinia mea, evenimentul de turnură, deci punctul în care am simțit că lucrurile încep să se schimbe în favoarea noastră, a fost la sfârșitul lui februarie 2016. Am petrecut aproape trei zile în Norvegia, când o echipă de jurnaliști de la BBC s-a dus în Norvegia să facă înregistrări privind cazul Bodnariu. Și în acele zile, echipa de coordonare a decis că mă duc și eu în Norvegia și împreună cu mine vine și Paul Sussmann, avocatul familiei Bodnariu în Europa. Deci eu eram avocatul familiei în Statele Unite, iar în Europa se ocupa mai mult de caz domnul Sussmann, avocatul Sussmann. Deci m-am dus în Norvegia și acele două zile și jumătate le-am folosit la maxim în favoarea noastră. Deci am dat informații la BBC, le-am dat date statistice privind situația cu Barna Veneto, le-am dat acces la documentele oficiale pe care eu le-am primit din partea familiei Bodnariu, obținute de la tribunalele norvegiene. Le-am dat o copie după procesul verbal care discuta situația religioasă a familiei, ca ei să înțeleagă, să aibă o înțelegere destul de bună de ansamblu a cazului. După aceea au mai avut loc încă două evenimente importante pentru mine și implicarea mea când am fost în Norvegia. În dimineața în care BBC făcea înregistrări în orașul Naustdal, eu m-am dus împreună cu Paul Sussmann, ne-am dus să avem discuții cu oficialitățile de la Barna Venet. Deci nu ne era teamă de absolut nimeni și de absolut nimic. Ne-am dus la primărie și am cerut să ni se permite să vorbim cu autoritățile Barna Venetului la nivel local, să discutăm cazul Bodnariu. Ni s-a spus că doamna care se ocupa de caz era plecată, nu ne-am dat bătuți. Am zis că atunci vrem să vorbim cu cum ar fi prefectul în România, cu persoana care are autoritate asupra întregului comitat sau județ, dacă vreți, care avea autoritate și asupra Barna Venetului. Dumnezeu a lucrat într-un mod așa de minunat, era cam pe la ora 3:30 după masă, eram cam descurajat pentru că încă nu avusesem acces direct la autoritățile norvegiene și pe la 3:30 după masă m-am dus înapoi din nou cu Paul, așa, parcă ne-a venit în gând, hai să mergem iarăși la primărie, poate cineva e acolo. Și în timp ce mergeam înăuntru, în primărie, prin holurile primăriei, cineva cobora de sus. Domnul care era șef peste Barnaveri, prefectul local, dacă vreți. Și când a auzit că vorbim engleză și că venim să vorbim despre cazul Bodnariu, s-a uitat la noi, era un om mai în vârstă, mai apropiat în vârstă cu mine. Ne-a invitat la biroul lui și îmi amintesc că aveam un dosar cam atât de gros, purtam cu mine actele privind cazul Bodnariu. Și după 5 minute de discuții se uită la mine, i-am dat o carte de vizită și zice către mine, Houston? Zic, da. Tu ai venit din Houston până aici ca să discuți cu mine cazul Bodnariu? Zic, da. Ce documente ai acolo? Zic, păi alea-s documentele privind cazul Bodnariu. Zice, ai studiat așa de mult privind cazul Bodnariu? Zic, da, uitați-vă, aici sunt legile Norvegiei, aici e stenograma discuțiilor privind cazul Bodnariu. Omul a fost impresionat. Și m-a întrebat, zice, cât te plătește familia pentru serviciile tale? A crezut că eu cad într-o capcană. Și am zis, domnule prefect, nu mă plătește nimic. Și chiar dacă familia nu are bani, și chiar dacă familia ar avea bani și ar vrea să mă plătească, nu-i așa că sunt niște oligarhi care au firme de petrol, ca și texanii, numai atunci aș lua bani de la ei. Dar n-am luat absolut niciun ban de la ei. Omul a fost șocat. Și atunci s-a deschis pentru că a văzut pasiune pentru cazul Bodnariu și am avut o discuție destul de francă privind cazul și atunci, pentru prima dată, am depistat slăbiciunea Norvegiei în cazul Bodnariu pe care am exploatat-o până la capăt. Și anume,
Norvegia, mi-a spus acest domn, era preocupată de imaginea internațională pe care cazul Bodnariu a cauzat-o. Românii au știrbit-o. Norvegia, fiind o țară mică, ca să fie o țară prosperă și acceptată la nivel internațional, trebuie să aibă o reputație bună la nivel internațional. Premiul Nobel, cu tare și cu tare, pace, una alta, nu suntem în, mă rog, în conflict armate și așa mai departe. Și atunci am spus domnului prefect, zic, dacă dumneavoastră nu eliberați copiii, românii vor continua să facă demonstrații până când nu mai aveți nicio reputație. Deci, din asta, a doua zi m-am dus tot cu Paul Sussmann, am luat avionul și ne-am dus la Oslo, povestea e lungă, unde cineva ne-a organizat, consulul din Houston, norvegian din Houston, mi-a organizat o întrevedere la Ministerul de Externe din Norvegia privind cazul Bodnariu. Povestea e lungă, dar am avut o întrevedere în Houston cu consulul și am spus, domnule, intenția mea este, nu este să cauzez, să transmit o imagine negativă a Norvegiei sau să distrug reputația internațională a Norvegiei. Intenția mea este să aduc copiii acasă, pașnic. Copiii vin acasă și noi încetăm protestele. Și zic, mă duc în Norvegia cu BBC și te rog să-mi organizez o întrevedere oficială cu cineva de la Ministerul de Externe din Norvegia ca să discutăm eliberarea copiilor. Și spre șocul meu, mi-a organizat o întrevedere la Ministerul de Externe cu două persoane. Deci m-am dus acolo eu și cu Paul și, într-adevăr, din discuțiile care le-am avut cu acele două persoane, era absolut clar, norvegienii erau foarte îngrijorați. De fapt, domnul acesta din Ministerul de Externe cu care vorbeam, mi se pare că tremura, efectiv, fizic vorbind, tremura în timp ce vorbea cu noi. Și probabil că el nu se aștepta să aibă de a face cu oameni inteligenți, educați, care au dosare cu ei și știu ce se întâmplă și știu unde, cum să rezolve sau cum să ducă un caz înainte. Și dânsul mi-a promis în final, domnul Costea, nu promit absolut nimic, dar vom încerca să facem ce putem să facem. Pentru că nu mai dorim ca românii să protesteze tot la două săptămâni să ne facă iarăși o reputație neagră la nivel internațional. Deci cu gândurile acestea m-am întors în America și am publicat un eseu privind experiențele mele din Norvegia. L-am intitulat 66,6 de ore în Norvegia, că numai atât am stat în Norvegia. Și l-am publicat peste tot în engleză, cineva l-a tradus în română și nu știu, am avut 10-10 de mii de views. Și toată lumea, de fapt, fac o mică paranteză, acum 3-4 luni eram la o conferință pro-familie și pro-viață în Houston, Texas, și când am dat mâna cu cei care veneau la conferință, vine la mine o doamnă așa mai tânără, îmi dă mâna, zice, tu ești ăla care a scris articolul 66 de ore, 66,6 de ore în Norvegia privind copiii și barnavenezi, zic, da, eu, zice, domnul Costea m-a îmbrățișat, zice, când l-am primit, l-am citit și l-am trimis la câteva mii de membri din organizația noastră pro-familie și pro-părinți ca să vadă ce se întâmplă în alte țări, ca semnal de alarmă. Mi-aduc aminte, articolul a fost așa o bucurie să vedem că în sfârșit cineva ajunge în Norvegia și pune punctul pe ei, cum spunem noi, practic ia taurul de coarne și spune adevărul în fața acestor autorități. Exact. A fost un impact întâlnirea dumneavoastră cu norvegienii, că știm, în final, n-au avut ce face, imaginea lor a contat mai mult decât acest scandal care se propaga și luase o amploare foarte mare. Ne aducem aminte că pe 16 aprilie a fost un maraton de evenimente, de proteste, aproximativ 60 de orașe în toată lumea au avut un protest. Deci a fost așa un 24 de ore de proteste și în cele din urmă la câteva zile, la scurt timp, copiii au fost eliberați. Pot să spun eliberați, pentru că pentru ei a fost ca o închisoare. Spuneați mai devreme despre pasiune și ați făcut lucrul acesta cu pasiune, menționez. Așa ați făcut și în momentul în care ați fost nevoit să mergeți la Washington DC. Cum vi s-a părut acolo atmosfera când ați discutat în Statele Unite? Da, care, deci, comparativ cu Norvegia, cam care au fost punctele pe care le-a discutat în Washington?
Deci când m-am întors înapoi în state, natural am dat un fel de raport colegilor din echipa de coordonare și m-am dus și în Chicago să mă întâlnesc cu colegii în luna martie, unde am discutat planurile de viitor, inclusiv organizarea acestor evenimente pe 16 aprilie în toată lumea și ne-am gândit că ar fi foarte important să mergem și la Washington DC, să ne conectăm cu politicienii americani, care natural erau pro-familie și pro-drepturi parentale, ca să îi atenționăm, să informăm privind cazul Bodnariu și să rugăm să intre și ei în acțiune. Deci am pregătit câteva documente informative pentru aceste persoane și ne-am dus în Washington DC spre sfârșitul lui martie 2016, eu, pastorul Ionescu, pastorul Sabău de la Chicago și încă două, trei persoane, nu mă amintesc numele dânșilor, și am avut discuții în diferite birouri parlamentare al unor senatori americani și congresman americani și alte comisii, Comisia Helsinki pentru Europa și alte comisii care acum nu mai îmi vine în minte, Comisia pentru Drepturile Omului, Comisia pentru Politică Externă, deci peste tot. Nu ne întâlneam natural cu senatorii, cu senatorii sau cu președinții de comisii, pentru că, mă rog, dar era bine pentru că ne întâlneam cu oamenii lor și le transmiteam informații. Vizibilitatea creștea. Exact, exact. Și am ajuns și pe la diferite organizații pro-familie neguvernamentale din Washington DC. Am ajuns la Family Research Council, unde am fost foarte bine primiți. Am ajuns și la Comisia de Etică și Libertate Religioasă a organizației Southern Baptist Convention, care ne-au primit de asemenea foarte bine, o organizație foarte influentă la nivel politic în Statele Unite, în zona republicană a politicii americane. Și le-am sugerat să intre ei în contact direct cu ambasada Norvegiei de la Washington DC pentru a pune presiune asupra norvegienilor să libereze copiii. Aflasem între timp că în luna mai urma să vină în Statele Unite regele Norvegiei și prim-ministra Norvegiei de atunci și ne gândeam că între timp ar fi bine dacă am putea găsi câțiva senatori care ar putea merge la ambasada Norvegiei să discute situația cazului Bodnariu și când vin demnitarii norvegieni în Statele Unite să fie confruntați în mod direct privind situația Bodnariu. Povestea este lungă, pe vremea aceea președintele Statelor Unite era domnul Obama și eram absolut sigur că dânsul nu va face nimic sau administrația lui ca să ne sprijine, să aducă cazul în discuții, în întrevederile cu norvegienii. Dar dincolo de acțiunile noastre știam că se lucrează deja. Deci primeam fie un telefon, fie un e-mail și ni se spunea undeva printre rânduri că se lucrează la caz. Nu mi se dădeau detalii specifice, dar mi se dădea de înțeles că cineva, în mod oficial, oameni bine plasați în politica americană, erau în contact cu ambasada Norvegiei din Statele Unite. Și am așteptat și, într-adevăr, se lucra dincolo de ceea ce știam noi și vedeam noi și lucrurile mergeau tot mai bine pentru noi. Ați avut uși deschise, Dumnezeu a dat biruință în cele din urmă. O întrebare puțin mai delicată. Cum ați fost, să spunem, tratat între ceilalți avocați, colegii dumneavoastră? Ați fost sprijinit, ați fost criticat de colegii? Implicarea într-un caz ca acesta, un caz clar de libertate religioasă, știm ca orice categorie profesională, părerile sunt împărțite. Și între avocați, bănuiesc că citind același pasaj din lege sau fiecare are interpretarea într-o anumită direcție, poate un asemenea caz poate genera tot felul de discuții din punct de vedere juridic, atât la nivel local, cât și la nivel internațional, cunoscând legislația internațională. Care a fost relația cu colegii dumneavoastră? Pentru că, cu siguranță, ați vorbit sau știți ceva, au discutat, v-ați consultat, v-au ajutat. Care este, dacă ne puteți spune câteva lucruri? Când m-am întors din Norvegia, am meditat mult asupra cazului și mi-a venit în minte o idee. Atunci când avocații vorbesc, de obicei autoritățile ascultă.
atunci când avocații vorbesc, mai ales când sunt mai mulți pe aceeași pagină, publicul ascultă. Mass media ia aminte, dacă vreți. Deci când m-am întors în Statele Unite, m-am gândit timp de vreo 2-3 săptămâni dacă ar fi să lansez o petiție internațională semnată de avocați din toată lumea, care să o înaintăm Norvegiei și primului ministru, înainte ca să vină ea în Statele Unite, să cerem eliberarea copiilor Bodnariu. M-am consultat cu pastor Ionescu și cu Denis Stoia, un bărbat extraordinar, și am fost de acord că vom lansa această petiție. Am scris-o eu, care e disponibilă online și în engleză și în limba română, și am început să trimit la colegii mei din Statele Unite, avocați creștini. La început au ezitat să semneze, neștiind dacă e un caz de abuz al copiilor. În alte cuvinte, un avocat nu-și riscă reputația dacă nu cunoaște că, într-adevăr, dacă nu e convins că, într-adevăr, cazul e un caz de bună credință și o cauză nobilă. Dar după câteva săptămâni am obținut, 15-20 de semnături și tot trimiteam și spuneam: oameni buni, e un caz, are o valoare extraordinară, și le trimiteam și link-uri din presa americană care scriau despre caz. Și dintr-o dată s-a produs o cascadă de semnături. Am primit semnături din toată America, am primit semnături din Australia, am primit semnături din, chiar și din China, din Taiwan, din Coreea, din Europa. Primeam telefoane din Lituania, din Cehia, din Slovacia, din Ungaria, din toată lumea. Și Paul Sussmann ne-a ajutat foarte mult la această petiție internațională. Și mă rugam Domnului și ziceam: Doamne, vreau 101 de semnături ca să pot, să putem da un press release, o declarație de presă în care putem spune: peste 100 de avocați din 27 de țări ale lumii ieri au înaintat un memoriu primului ministru din Norvegia cerând eliberarea copiilor Bodnariu, și aici e textul petiției. Și exact așa a fost. Am obținut 102 semnături, fără a mea 101, 102 semnături, și am făcut un plan, am trimis prin FedEx semnăturile la ambasada Norvegiei din Washington DC, a ajuns acolo exact în ziua în care doamna prim-ministru a ajuns în Statele Unite, am trimis petiția prin fax, tot la ambasada Norvegiei din Washington DC, am trimis-o prin fax biroului prim-ministrului Norvegiei din Oslo, prin e-mail de asemenea, și am fost surprins că în timp de 24 de ore Timotei Dinică, care se ocupa de monitorizarea presei internaționale, începea să îmi trimită link-uri din toată lumea și mai ales din Norvegia: avocați internaționali cer eliberarea copiilor Bodnariu, textul petiției. Deci petiția a avut un efect, a avut un ecou internațional. Și cred că a avut și un efect decisiv. Trebuie să recunoaștem că a fost momentul în care Norvegia a cedat. A fost exact momentul în care nu s-a mai putut ascunde. Presa nu a mai putut influența într-un mod negativ acest demers. Și mai mult, presa norvegiană, care era tăcută și practic nimeni din Norvegia nu știa despre ce se întâmplă în lume, atunci au fost nevoiți să vorbească și toate ușile, să spunem, s-au deschis. Toate problemele au ieșit la iveală și copiii au fost eliberați. A fost un punct culminant acest demers. Ați vorbit de pasiune, ați vorbit de perseverență, ați vorbit de curaj, ați fost despre efort, călătorii, întâlniri, despre luptă, dar cu siguranță a fost și o luptă spirituală. Aș vrea să discutăm puțin cum a fost cu echipa în momentele respective, cum v-ați pregătit, pe lângă pregătirea juridică, pe lângă informarea la care a trebuit să munciți. Nu mai vorbesc de interviuri, documentația pe care a trebuit să o dați mai departe. A fost necesară și o pregătire spirituală. Pentru o luptă spirituală trebuie o pregătire spirituală. Și cu siguranță dumneavoastră, cât și noi aici, echipa din Statele Unite, a trebuit să o facem și ați făcut-o cu brio.
Ce ne puteți spune? Cum v-ați simțit? Cum v-ați încurajat? Momentele au fost foarte dificile. Cum ați reușit să rezistați? Da. Cazul Bodnariu a fost, în primul rând, o bătălie spirituală. După aceea, o bătălie ideologică, intelectuală, academică, PR, cum vreți să o numiți dumneavoastră. Deci, a trebuit să fim foarte bine echipați, nu numai cei din echipa de coordonare a Mișcării Bodnariu, ci și a fiecărui român creștin care s-a implicat în această bătălie. Și țin minte că în acele zile dificile mă cercetam eu pe mine însumi și îmi spuneam din nou și din nou, trebuie să ai o conduită morală impecabilă, trebuie să ai o ținută spirituală impecabilă. Și aminteam exact același lucru colegilor mei din echipă. Pentru majoritatea dintre ei, cazul acesta a fost primul test al nervilor, dacă vreți, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere mediatic, din punct de vedere al rezistenței intelectuale și spirituale. Pentru mine a fost mai ușor pentru că din asta trăiesc. Un caz la tribunal e o bătălie intelectuală. Deci e o bătălie de uzură. Și a fost și pentru cei din România, și pentru colegii mei din echipă. Pentru ei a fost mai greu, ei erau obișnuit. Dar privind partea spirituală, ne încurajam unii pe alții cu versete din Scriptură. Când ne întâlneam împreună la Chicago, de exemplu, începeam cu rugăciune, cu un cuvânt de încurajare pe care pastorul Ionescu ne-l aducea, un psalm sau două din Biblie. Deci, în alte cuvinte, înainte de a discuta partea logistica cazului și planificări și una alta, totdeauna stăteam înaintea Domnului în rugăciune. Și natural am lansat și fratele Ionescu, pastorul Ionescu a venit cu ideea unei zile de post și rugăciune, o zi globală, pe 16 aprilie. Și exact începând din luna martie, când ne-am dus la Washington DC, am văzut în fiecare zi cum lucrurile mergeau tot mai bine și mai bine pentru noi. Poate cei din România nu le vedeau, că nu puteam să divulgăm atunci la ora ceea ce făceam, dar observam puterea rugăciunii și a postului în derularea evenimentelor și Dumnezeu a dat biruință. Când Denis Stoia m-a sunat, eram în mașină, în drum spre Galveston la un caz, să pedez un caz la tribunal, eram în mașină, sună telefonul, Denis Stoia, în engleză, natural, că el nu vorbește așa bine românește. Guess what happened? Știi ce s-a întâmplat? Copiii au fost eliberați. Am început să transpir, să... Emoții. Da. Și Dumnezeu a dat biruință. Deci ăsta a fost punctul final și mulțumim lui Dumnezeu și tuturor românilor care s-au implicat, zeci și zeci de mii. Aș spune un și vreau să spun, eu, cel care vorbesc astăzi, nu sunt cea mai importantă persoană care a luptat în cazul Bodnariu. Voi sunteți. Și vreau să folosesc acest prilej ca să vă dau vouă cinstea celor care ați stat în frig, ați stat în ploaie, în fața ambasadei la Oradea, de exemplu, sau cum se vede și aici la San Francisco. Voi meritați toată cinstea din partea mea pentru ceea ce ați făcut. A fost exact în perioada iernii, primul protest în fața ambasadei în România a fost pe 19 decembrie, apoi a fost în ianuarie și am mai avut în februarie. Și al doilea, ultimul protest l-am avut în aprilie, atunci când toată lumea s-a unit în post și în rugăciune. Aș vrea să încheiem în acest spirit al luptei spirituale și implicării active în viața cetățenească, pentru că dincolo de toate probleme pe care le-au avut acești copii, acești părinți, a fost un act deosebit, aș spune, pentru România modernă, în care mulți dintre ei noștri, indiferent dacă locuiesc în țară sau în diaspora, s-au unit într-un efort comun pentru a obține ceva ce i s-a luat de către un alt stat. Rugăciunea și acțiunea merg mână în mână. Încă o dată, un exemplu clasic, aș spune, un exemplu depus în manual, și știm că viața creștină implică, da, spectatori, atât implicare, creștere spirituală, rugăciune, hrană din Sfânta Scriptură, dar și implicare activă
în linia întâi atunci când este nevoie. Domnule avocat, vă mulțumim pentru posibilitatea de a sta de vorbă. Vă mulțumim, a fost o discuție și pentru mine, vă spun, deși personal și eu, Cătălin Vasile și echipa Producens Media a fost implicată în acest caz. E, multe dintre lucrurile pe care ni le-ați dezvăluit în seara, în ziua aceasta, și pentru mine a fost o noutate. Așa că și dumneavoastră, și eu am avut șansa, să spunem, ca ceea ce s-a întâmplat atunci să aflăm și noi și tot acest demers cu impactul pe care l-a avut să fie un succes atât pentru familia Bodnariu, cât și pentru România. Domnule avocat, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru și nu dorim decât ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să luptați în continuare cu aceeași putere și dârzenie cu care ați făcut-o până acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și fiți binecuvântat. Stimați telespectatori, încheiem aici acest interviu. Până data viitoare, al dumneavoastră, Cătălin Vasile. Toate cele bune!